Planul multianual integrat de promovarea sănătății și educație pentru sănătate. Analiza unor aspecte ale stării de sănătate a populației României pe baza studiilor efectuate pe plan național și în cadrul unor colaborări internaționale, dar și a datelor din baze de date precum EHI, au relevat o stare de sănătate precară. Analizând harta celor 28, e o hartă a sărăciei publicată la Berlin în 2015. Nici geografic, nici istoric, nici genetic și nici măcar economic nu ar exista motive care să explice în totalitate poziția României pe ultimele trei locuri, adesea pe ultimul loc la principalii indicatori de sănătate, mult sub nivelul mediu al țărilor din Uniunea Europeană. Câteva date ilustrative care au fost deja arătate în prezentarea doamnei director. O rată înaltă a mortalității infantile, o scădere a natalității, consum de alcool, consum de antibiotice. Situația menționată constituie o povară importantă, în special pentru sistemul de sănătate, dar și pentru economia țării în general, fiind determinată de o serie de factori numiți generic determinanții stării de sănătate. Dintre aceștia, factorii comportamentali de mediu, precum și serviciile de sănătate, pot fi modificate prin intervenții specifice. Nu pot să-mi continui prezentarea fără a lua în considerare principiul 10/90 al lui Covey, care afirma că 10% din viață este formată din ceea ce ți se întâmplă și este necontrolabil. Iar 90% din viață este decisă de modul în care reacționezi. Și dacă nu pot controla, de exemplu, apariția epidemiei de gripă, poți reacționa favorabil purtând mască sau evitând aglomerațiile, ferindu-te de îmbolnăvire și, nu în ultimul rând, protejându-i pe alții. Dar pentru o reacție favorabilă, trebuie să ai cunoștințele adecvate, pe care le poți dobândi doar printr-o educație planificată, organizată și coerentă, aplicată general și obligatoriu, nu prin cursuri opționale. Astfel trebuie, în opinia mea, privită educația pentru sănătate. Și cred că o astfel de abordare va putea modifica substanțial indicatorii de sănătate, chiar și în condițiile dificultăților economice, dacă nu cu 90%, dar și cu 45% ne-am apropiat de mediile europene. În vederea facilitării și stimulării unor comportamente fără risc pentru sănătate și pentru responsabilizarea autorităților în vederea elaborării de politici publice favorabile sănătății, este necesară derularea unor activități de promovare a sănătății în concordanță cu Planul de Acțiune European și recomandările Biroului Regional pentru Europa al Organizației Mondiale a Sănătății. Dezvoltarea de programe naționale de prevenție și educație pentru sănătate, susținută de președintele României, reprezintă o prioritate în planul de măsuri din programul de guvernare a României. Reprezentanții Ministerului Sănătății, împreună cu experții Organizației Mondiale a Sănătății, UNICEF, Institutul Național de Sănătate Publică, Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în domeniul sanitar, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, le mulțumesc tuturor, au elaborat planul multianual integrat de promovare a sănătății și educație pentru sănătate, document cadru care cuprinde măsuri a căror implementare în perioada 2016-2020 vor avea ca rezultat direct creșterea constantă a proporției populației cu comportamente favorabile sănătății și indirect, pe termen mediu și lung, diminuarea ritmului de creștere a morbidității și mortalității privind boli netransmisibile în principal și reducerea poverilor în populație.
Principiile care au stat la baza dezvoltării acestui plan sunt echitatea și accesul universal la servicii de sănătate preventive, împuternicirea comunităților pentru a crește controlul asupra determinanților sănătății și prin aceasta să-și amelioreze sănătatea, centrarea serviciilor pe nevoile specifice ale beneficiarilor și respect față de aceștia. Scopul planului este ca în următorii 5 ani proporția populației cu comportamente favorabile sănătății să crească în mod constant, în special în rândul unor categorii considerate cu riscuri pentru sănătate. Categoriile de populație vizate sunt copii, preșcolari și școlari, persoanele din comunitățile rurale, persoanele din grupurile vulnerabile, indiferent de rezidență, femeile însărcinate. Comportamentele care vor fi abordate sunt comportamente ale alimentare cu risc pentru sănătate, activitatea fizică neadecvată și sedentarismul, consumul dăunător de alcool, consumul de droguri ilegale și consumul neadecvat de medicamente, fumatul, comportamentele necorespunzătoare de igienă personală, comportamentele violente și cele cu risc pentru răniri accidentale, comportamentele sexuale cu risc și utilizarea necorespunzătoare a serviciilor medicale, preventive și curative. În funcție de necesități, vor fi incluse și intervenții destinate limitării unor probleme de sănătate publică emergente, cum ar fi epidemie. Pentru a putea fi corect evaluată modificarea de comportament și consecințele asupra stării de sănătate a populației, monitorizarea lor se va realiza pe un interval de 5 ani. Integrarea planului se aplică pentru toate componentele sale. Privitor la populațiile țintă, categoriile de populație vizate sunt copii, persoane din comunități rurale, persoane din grupuri vulnerabile, femei însărcinate, cum am amintit anterior. Privitor la locuri de desfășurare, grădinițe și școli, unități sanitare, activități interpersonale individuale și de grup organizate în comunitate. Privitor la implicarea celor care construiesc planul, ministere, autorități regionale și locale, organizații non-guvernamentale. Privitor la implicarea celor care implementează și desfășoară planul, personal din sistemul educațional, personal din sistemul de sănătate, studenți, membrii unor organizații neguvernamentale, asistenți sociali, voluntari din comunitate. Privitor la monitorizare și evaluare, comisii mixte de coordonare la nivel național, dar și teritorial. Privitor la rezultate vizate, implementarea cu prioritate a măsurilor de prevenire sau reducerea îmbolnăvirilor la nivel individual și comunitar. Influențarea atitudinilor și comportamentului decidenților autorităților locale și al comunităților. S-au stabilit 3 obiective generale. 1. Creșterea capacității instituțiilor publice și a comunităților locale de a dezvolta și implementa programe intersectoriale centrate pe nevoile specifice ale beneficiarilor. 2. Creșterea competențelor personalului din sistemul de sănătate și sistemul de educație în domeniu. 3. Creșterea nivelului de informare a populației privind beneficiile adoptării unui stil de viață sănătos, rețelele de suport disponibile schimbărilor de comportamente și accesul la servicii medicale. Îndeplinirea obiectivelor stabilite va fi asigurată de activități suport vizând evaluarea situației actuale privind educația pentru sănătate, crearea și adaptarea cadrului legislativ și conștientizarea factorilor de decizie, creșterea capacității specifice a instituțiilor vizate și construirea structurilor de coordonare, asigurarea resurselor umane cu competențe specifice, crearea și optimizarea sistemelor de supraveghere a comportamentelor cu risc pentru sănătate, elaborarea unui plan de acțiune pentru derularea Programului Național de Educație pentru Sănătate, elaborarea unor reglementări necesare implementării Programului de Educație pentru Sănătate, identificarea pe baza unor standarde a partenerilor care pot furniza programe pe teme specifice ale educației pentru sănătate, dezvoltarea și implementarea unui sistem de monitorizare și evaluare. Planul multianual integrat de promovare a sănătății și educație pentru sănătate este dovada angajamentului decidenților din domeniul sănătății de a asigura schimbarea paradigmei din sănătate, în favoarea implementării cu prioritate
a măsurilor de prevenire sau reducerea îmbolnăvirilor la nivel individual și comunitar, prin influențarea cunoștințelor, opiniilor, atitudinilor și comportamentului, atât a celor aflate în poziție cheie, decidenți politici, autorități locale, personal medico-sanitar, considerați ca modele, cât și a comunității în ansamblul ei. Să ne dorim cu toții succes. Vă mulțumesc! Mulțumim domnului ministru și vă invităm să vă ocupați locurile în sală pentru ceremonia de semnare a acordului de colaborare bienală între Organizația Mondială a Sănătății, Biloul Regional pentru Europa și Ministerul Sănătății din România pentru perioada 2016-2017. Vă rog!